Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Săptămâna Altfel aici la ȘTV. În această după-amiază vreau să vorbim despre lumea mureșană, dar nu numai, din vârful Peniței. Din vârful Peniței, unui artist plastic pe care am avut plăcerea să-l cunosc la sfârșitul săptămânii trecute. Asta deși auzisem de domnia sa de mult mai multă vreme. L-am cunoscut intrând în expoziția care a avut loc în cetatea medievală de la Târgu Mureș și vă spun sincer, nu mi-am putut opri nici atunci surprinderea în fața lucrărilor care consider eu că merită să ajungă nu doar în formatul mare la public, ci probabil și sub forma unor suveniruri, pentru că aceste lucrări vorbesc despre noi, despre istorie, despre oraș, despre orașe, despre religie, cred că vorbesc aproape despre tot. Nu mai lungesc povestea pentru că vreau să ne povestească autorul lor, domnul Horea Remus Epure. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație, vă salut cu drag! Plăcerea, v-am spus-o de la început, a fost de partea mea pentru că am auzit de dumneavoastră multe, dar nu v-am cunoscut, iar acum v-am văzut și lucrările. Sunt onorat că sunt la dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc tare mult! Domnul Epure, spuneți, cum ați început? În copilărie? E talent, e muncă, ce e? E și talent, e și muncă, dar munca este mult peste talent. Se depășește. Talentul este o chestiune care e nativă, munca vine după aceea. Am început în copilărie, am fost elevul unor mari maestri ai Târgu Mureșului, este vorba de maestru Bordi Andraș, fostul director al Muzeului de Artă, este vorba de Gheorghe Olaru, tot director al Muzeului de Artă, este vorba de profesorul Ion Petru Pop, un grafician de renume, deci oameni care, de calibru, care au format orașul din punct de vedere plastic. Pentru mine a fost onoare să fiu elevul lor și asta mă face, la nobles oblige, mă face să merg mai departe cu acest bagaj. Și sunt onorat că sunt la dumneavoastră să vă povestesc anumite lucruri, pentru că Târgu Mureșu are luminița din capătul cetății. O să vorbim despre această luminiță de la cetate, dar până acolo mai insist un pic pe începuturi. Ați descoperit dumneavoastră că aveți talent sau înclinație înspre această zonă? V-a descoperit cineva? Acum, dacă încep să vă povestesc treburile astea, o să fie mai mult laudă. Și nu prea îmi place să mă laud. A venit Bordi Baci la școală și eu m-am dus la 13 ani, am frecventat la Palatul Culturii un curs de desen și a venit la școală, eu eram la școala generală numărul 2, a venit la profesorul de desen, a vorbit cu el, a vorbit cu tata și a spus că trebuie să continui. Bineînțeles că lucrurile n-au mers așa, au mers altfel, dar eu am continuat. Ați continuat peste 100 de expoziții până la ora actuală mult în peste, țară mult peste. Și 12 în străinătate. În străinătate. Da. Lumea cum vă primește lucrările? Să știți că onoarea este de partea mea. Eu consider cel mai onorant lucru pentru un creator, indiferent că e creator plastic sau de altă natură. Onoarea este de partea mea pentru că a vedea o lucrare de-a mea pe peretele unui om sau a unei familii este o chestiune care îmi înnobilează sufletul. Eu pentru asta muncesc. Financiar nu este atât de important cât este important acest mesaj. Asta este chestiunea care pe mine mă caracterizează, să știți. Am citit despre dumneavoastră că sunteți grafician, caricaturist și pictor. Da. În expoziție eu am sesizat mai mult grafică. Da, în ultima perioadă am mers. Da. Cărbune sau în tuș colorat. De ce ați ales ca aceasta? Ca pregătire am făcut studii de grafică, artă fotografică și am făcut și pictură. Dar am rămas la grafică, mi s-a părut mai aproape de sufletul meu, pentru că este minuțioasă, este... Eu sunt puțin tipicar. La mine lucrurile trebuie să fie foarte ordonate și atunci funcționează. Ne-ați adus aici două lucrări. Am adus două lucrările, pentru că face parte din... Da. Cine se uită de la distanță și probabil telespectatorii care le văd, sunt tentați să spună că e pictura. Da. Este modalitatea asta de a lucra, este o modalitate clasică. Este vorba de lucrări în tuș, în peniță, tușuri colorate. La ora actuală nu prea se practică pentru că e mult de lucru. La ora actuală se butonează pe calculator și se scoate ceva. E mai ușor cu imprimanta. Aceste lucruri sunt unicat și au fost prezentate o expoziție din cel puțin 200-220 de lucrări la
cetatea Târgu Mureș, cetatea medievală, cu două ocazii. În vara aceasta a fost o sărbătoare a orașului, 400 de ani de atestare documentară ca oraș regesc. S-a și pus placă și a fost foarte frumos. Și după aceea am continuat cu o expoziție Istorie în lemn și piatră, care se referea la imagini din Târgu Mureș, din lemn și piatră, așa cum este aici, una de lemn și una din piatră. Deci Biserica Cetății Medievale. Biserica Cetății Medievale este... Biserica de lemn. Este o emblemă a cetății și este un gotic timpuriu, foarte frumos realizată, refăcută, ca și cetatea de altfel. Și bisericuța de lemn Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril, construită în 1794, pentru care eu am așa o afinitate deosebită din copilărie, acolo am familia îngropată și așa mai departe. A doua expoziție unde ați fost a fost acum la Sinfoniile de Toamnă. Da, la Sinfoniile de Toamnă, la Sinfoniile de Toamnă a fost această manifestare completă în care nu numai eu am expus. Vreau să vă informez pe sunt la Știi TV. La Știi TV se dau știri, nu? Da. Da, suntem primii care dăm știri. Eu vreau să dau știri bune. Că de astea rele suntem, suntem full. Eu vreau să aduc și dumneavoastră sunteți un exemplu, oameni care fac lucruri bune. Deci, în săptămâna altfel. În perioada acestei Sinfonii de Toamnă, care a fost generic numită, practic este o expoziție corolar. Meșteri artizani, artiști plastici profesioniști, amatori, meșteșugari, cumul, toți creatorii peste cetății. 2000 de lucrări. Peste 2000 de lucrări. Așa ceva nu s-a întâmplat în Târgu Mureș. Doar că, din păcate, nu a fost atât de mediatizat. Uh-huh. A fost un spațiu pe care ar fi fost bine să fie mult, cu mult mai mult scos în evidență. Oameni de calitate care au adus lucruri deosebite. Sticlă, metal, prelucrat, bineînțeles. Lemn, bronz, grafică, pictură, artă decorativă. Toate iconografie. Toate prezentate în expoziții foarte, foarte profesional executate. Deci asta este chestiunea care pe mine mă onorează că orașul Târgu Mureș totuși are, de aceea v-am spus de la început că luminița aceea, da, deci are perspectivă. Dacă ați ajuns aici, îmi spuneați în cetate când am intrat la dumneavoastră în expoziție că aveți dorința ca în acea zonă să fie mult mai multe expoziții permanente. Discuția este în felul următor. Eu acum vin cu un proiect la, la conducerea cetății să scoatem în evidență memoria celor care au produs lucruri de valoare în oraș. Și anume, niște saloane de artă care să comemoreze artiști plastici care nu mai sunt și care reprezintă patrimoniul național, care fac parte din valorile orașului. Doresc ca prima expoziție să fie, eu sunt subiectiv, dar un subiectiv moderat. Ion Petru Pop, să facem un salon omagial. Ar fi un salon omagial Bordi, Ondraș, Gheorghe Olaru, Vaș Tomaș, un foarte bun grafician care a trăit secolul trecut și așa mai departe. Oameni care au lăsat o urmă plăcută orașului, noi prin asta ne-am ridicat cultural foarte mult. Eu vorbesc de plastică și dacă reușesc acest demers să iese, atunci voi prezenta din colecții particulare, cumulat cu artiști plastici contemporani, saloane de artă care să fie de mare ținută și să prezinte orașul în adevărata lui valoare. Asta este o dorință pe care, dacă îmi iese, cum v-am spus adineori, voi avea nu numai eu o satisfacție, și orașul va putea să prezinte adevărații creatori. Și aici este luminița aceea despre care ați asta vorbit. Practic, patrimoniul cultural. Noi pregătim și al orașului. Acum, da, noi pregătim acum, de exemplu, pentru Sfintele Sărbători de iarnă, un alt tip de expoziții, ca să venim cu ceva nou, pentru că până acum am adus aceste, cum v-am spus, aceste 2000 de exemplare, de lucrări, dar vrem să facem un alt fel de prezentare. Mai avem încă în cetate un foarte bun plastician,
un domn care are atelierul chiar în cetate, este vorba de domnul Chedei, dânsul deja este un veteran al artei Târgu Mureșene. Am vrea să-i facem o personală, am vrea să prezentăm iconografie ortodoxă și nu numai, de sorginte medievală, în spații elevate, cu scrieri vechi și așa mai departe. Vă spuneam și în cetate, pentru asta e nevoie de multă, multă promovare în primul rând, pentru că nu doar Târgu Mureșenii trebuie să știe ce este în cetate. Credeți că se poate? Eu am avut satisfacția, vara asta a fost pentru mine o experiență inedită, că am putut să vin în fața mureșenilor și a turiștilor, vineri, sâmbătă și duminică. Am avut un program standard, clar, bătut în cuie și am văzut opiniile. Să știți că asta, cea mai bună opinie vine de pe stradă, de la oamenii simpli, ca și mine. Am avut bucureșteni care s-au mirat de frumusețea orașului, de stilul caracteristic centrului. Au venit oameni din străinătate care s-au mirat că totuși în Târgu Mureș există așa ceva. Deci, dacă le punem una peste alta, Târgu Mureșul are ce să prezinte. Are perspective din toate punctele de vedere. Iar dumneavoastră o faceți foarte bine. Prezentați Târgu Mureșul, Mureșul și vreau să-mi spuneți cum vă alegeți, revenind la lucrările dumneavoastră, așadar, cum vă alegeți subiectele, temele pe care vă aplecați să le realizați din peniță? Personal, am fost adeptul expozițiilor tematice. Deci cu subiect și predicat. Expoziția care prezintă ceva, dezleagă un lucru și după aceea îl prezintă liniar. Spre exemplu, anul ăsta am avut o expoziție Mihai Eminescu în Transilvania, în 15 ianuarie. Voi avea anul viitor, dacă voi putea să prezinte această expoziție, în formula Târgu Mureș. Traseul enemistician în Târgu Mureș, pentru că el a venit în Târgu Mureș. Ce înseamnă asta? Explicați un pic în detaliu. Eminescu în Transilvania și Eminescu în Târgu Mureș. Concret, la ce să se aștepte telespectatorii dacă vor auzi că expuneți și vor să vină? Eminescu prima dată a făcut cunoștință cu spațiul Transilvan la 16 ani. Cu Traistan Băț a pornit-o de la Ipotești și s-a dus la Blaj. Singurul loc care are urmă concretă este Târgu Mureșul. El a fost găzduit în 1866, la 1 iunie, de părintele Partenie Trâmbițaș, la Biserica de Lemn. Asta, arhanghelii Mihai și Gavril. A dormit la clopotniță și urma să se întâlnească a doua zi la hanul lui Bucur, care are placă memorială lângă Continental. S-a întâlnit cu doi seminariști cu care s-a dus la Blaj. La Blaj este pomenit în luna septembrie. Deci el s-a dus din Târgu Mureș, traseul este sigur, este până la Târgu Mureș. A trecut prin Bistrița, Valea Bârgăului, Bistrița, Pasul Tihuța, Reghin, Târgu Mureș. De la Târgu Mureș aici există un pic de discuții, cercetătorii au dubii, unii spun Târnăveni, mă rog, a ajuns la Blaj. Există o altă variantă, că s-a dus pe la Gherla, cu căruța, dar asta e o variantă lungă. Și clujenii, că am făcut în urmă cu 2 ani la Cluj o expoziție pe tema asta, și clujenii ar fi dorit să fie Eminescu în Cluj. Ei și au un document, au carnetul roșu, în care are Eminescu 2-3 poezii și ala la muzeu. Dar cum veți surprinde asta în expoziție? Sau cum ați surprins? Am surprins. Cum? Cu text, cu imagini, cu traseu. Din păcate, puțini au văzut expoziția cu Eminescu. Eu am prezentat-o la Centrul Cultural Științific Mihai Eminescu. Deci au apărut clădirile unde se știe Au apărut clădirile din perioada respectivă, a apărut traseul și comentarii al unor oameni care sunt competenți pe domeniu. A spus un lucru interesant, clădirile din perioada respectivă. Da. Pentru a le pune în lucrări grafice trebuie să le găsiți. De unde vă documentați? Stampe, pentru că multe nu mai sunt. Stampe, imagini de epocă. Am avut colecții la îndemână, magazin istoric și așa mai departe. Deci astea, colaborare cu arhivele statului, e cam complicat. E lungă povestea. Dar se poate. Dacă ești interesat, se poate. Eu am făcut centenar Liviu Rebreanu, tot așa. Am făcut expoziție Constantin Brâncoveanu.
Deci lucrurile astea, cum să spun, prezintă atât interes din partea mea, cât și documentare și, cum să vă spun, în final o satisfacție deosebită că am reușit să ajung ceva nou. Spre deosebire de pictor, nu stați în fața peisajului și... Asta este altceva. Și pictorul are... Și îl puneți e foarte frumos. Pe pânză. Da. E foarte frumos. Pictorul își caută arealul care lui convine și scoate în evidență niște imagini. E altceva și este foarte frumos că se întâmplă asta. Imaginează-ți, eu acum trec un pic de vieți de la subiectul ăsta, dar am vorbit cu oameni care lucrează în justiție și am întrebat, zic, mai, câți oameni care sunt de domeniul artei au ajuns la pușcărie? Comparativ cu marea masă. Și să știți că răspunsul este foarte bun pentru artiști. Au ajuns colecționari mai degrabă decât artiști. Artiști puțini. Deci artiști atât de puțini încât sunt infimi. Cât de fi, deci asta ce înseamnă? Asta înseamnă că atunci când ai o preocupare serioasă, nu e neapărat nevoie de arta plastică, vorbesc de arta teatrală, de muzică. Deci când ai o preocupare de genul ăsta, nu mai faci prostii. Și atunci viața ta este concentrată pe acest domeniu care este un domeniu minunat. Deci până, un domeniu până la de vârf. Acesta e un sfat pentru cei care ne privesc și vor să ne audă, pentru că pot să-și îndrume copiii. Mai ales exact, pentru părinți. Pot să-și îndrume, nu trebuie să facem tot să fim doctori. Eu vă mai dau la ŞTV, că sunteți la ŞTV, vă mai dau o informație. Târgu Mureș are aproape 10.000 de tineri care studiază. Ce faci cu acești tineri în timpul liber? Pentru că una este să te duci la școală să studiezi, că asta e clară, e bătută în cuie, aia este program standard, și după aceea vine perioada cealaltă. Timpul liber. Timpul liber. Statistica spune așa, o treime din copiii din România sunt obezi. Statistică dură, dură de tot. Preocupări zero aproape. Vorbesc de cele care sunt legate de natură, de sport, de mișcare, de interes pentru altceva. Aici e chestiunea care se leagă. Dar au nevoie copiii aceștia de mentori, de oameni care să îi îndrume. Unde îi găsesc? Păi, acum știți ce se întâmplă? Dumneavoastră ați avut parte de cursuri la Palatul Culturii. Da, ar trebui să laud vechiul regim. Dar vă spun că Târgu Mureșu a avut următoarele chestiuni care foarte mulți oameni nu știu. Eu în copilărie, la 7 ani, deja aveam abonament la filarmonică și duminică era un program de matineu în care mi se prezenta un instrument, de exemplu. Acum nu mai e la modă filarmonica. Da, nu e la modă. Asta e problema. Nu mai e la modă nici teatru așa cum era pe vremuri. Sunt de acord, dar asta aduce altceva copilului. Deci, una este moda și alta este necesitatea de a face așa ceva. Bun. Teatru și aici filarmonica cei sunt care acolo. Gândesc, se cei poate... care au creier și gândesc ar trebui să gândească. Domnule asta. Pure, filarmonica și teatrul sunt două instituții pe care le găsim acolo. Da. Dar un mentor bun în grafică, în pictură, care să fie de acord să îndrume copilul, nu să se gândească, pierd timpul. Eu vă spun că am avut clase de copii, eu am avut clase de copii care au venit la mine, eu am fost îngrijitor la o cabană, portar, dar nu asta e important, îngrijitor la cabană la Petru Maior, care este în complexul Weekend, și veneau copiii cu sandwich-ul la ora de desen și îi scoteam afară și le arătam ce se întâmplă, cum se desenează și din un număr de, nu vreau să spun de la ce școală și cine e învățătorul, ca să nu facem reclamă, dar să știți... Deci este lui, până la urmă, dacă absolut, e învățătorul a fost onorabil acela și pentru găsit, el și pentru mine că au venit. Așa că spuneți-l. Și se poate. Spuneți-l. Este vorba de doamna Șincan, care a ieșit la pensie. Doamna foarte Șincan, frumos. Soția... foarte frumos. Bine cunoscut. Fostului protopop. Da, așa. Preotul. A venit cu 28 de copii. Și avea program clar, care era vineri de la ora 11, sandwich-ul și ieșim la aer liber, mergem la Nenea Horea. Și ați făcut-o voluntar. Și am făcut-o voluntar. Și la ora actuală vreau să pornesc o clasă, dacă voi rămâne în continuare la cabană, pentru că acum se face concurs, e o tevatură, dar n-are importanță asta. Dacă voi rămâne și voi putea să duc în continuare, atunci fac o clasă de copii care doresc să studieze desenul. Pentru că ABC-ul în domeniul ăsta este cel mai important lucru. Atunci se introduce acel microb, cum se spune. Dorința de a face ceva, de a depăși. Performanța, în asta constă, eu am fost sportiv de performanță. Performanța este așa, eu mă duc la antrenament, mă pregătește antrenorul și după ce mă pregătește antrenorul mai fac un efort în plus. Atunci încep să performez. Că lupta este nu cu adversarul, lupta este cu mine. Ca eu să
performez. Deci eu să merg mai departe. Discuția asta este o discuție lungă, se poate discuta pe ea foarte mult. Nu sunt mulți graficieni în oraș, cel puțin nu-i cunosc eu. Sunt graficieni, dar sunt câțiva graficieni. Dar, din păcate... Graficieni și caricaturiști, deopotrivă, da. Cred că îi putem număra pe degetele de la două suntem mâini. Suntem cam bătrâni. Cam atât, nu? Sunt, mai sunt caricaturiști, mai sunt încă vreo patru. Și graficieni? Graficieni, cum să vă spun, graficieni sunt, dar nu expun decât foarte puțin. De ce? Acum există, cum v-am spus, luminița asta. S-ar putea ca cetatea să dea voie. Imaginați-vă în felul următor. Ca informație, spun așa. Târgu Mureș în epocă a avut 8 cinematografe și a fost instituție de sine stătătoare. 8 cinematografe funcționale. Târgu Mureș a avut în centru 6 librării funcționale care erau rentabile. Ce să vă mai spun? A avut în zona centrală, deci cum este acum perimetru zero, a avut 8 locații în care se puteau face expoziții de artă plastică, indiferent de modalitate. E, gândiți-vă că toate astea au dispărut. Centrul Târgu Mureșului are la ora actuală 24 de bănci. Le-am numărat, pentru că eu, fiind decorator și ocupându-mă de spații comerciale, cunosc fenomenul. 50 de farmacii, spune colegul, în caz că eu nu le-am numărat. Farmaciile nu le-am numărat atât de tare, că știți ce se întâmplă? Pe mine m-a interesat banca. Uite, domnule, unde se duc? Banca este o societate comercială care cumpără bani ieftini și vinde bani scumpi. Gândiți-vă, librăria, una din ele, cea mai importantă, a fost transformată peste noapte în banca. Dar nu numai aia. Nu numai aia. Au fost, fără ca nimeni să dea socoteală. Da, patru librării mari. Și, spre exemplu, în cetate deja s-a făcut lansare de carte. Lumea nu știe. De exemplu, istoria aeronauticii din Transilvania s-a lansat cetatea, acolo. Cetatea, deci eu merg pe cetate. Din momentul în care s-a pornit reamenajarea ei, s-a spus clar, trebuie să fie o cetate artelor. Gândește-te, domnul George, în felul următor. Cetatea Târgu Mureșului este o clădire foarte frumoasă, care e goală pe interior. Și aia trebuie înnobilată, ca lumea să vină și să se simtă relaxat, să aibă o satisfacție interioară, pentru că asta... Dar doar lipsa spațiilor i-a făcut pe colegii dumneavoastră să nu expună? Sau și lipsa spațiilor, pentru că la o expoziție de artă plastică contează foarte mult oferta. Cel care vine este un creator. El vine... produce ceva, investește bani în acel ceva. După ce a investit bani în așa ceva, după aceea trebuie să-și facă promovarea, care, dumneavoastră știți ce înseamnă promovare, că cu asta vă ocupați. După aceea trebuie, deci după ce ai făcut promovarea, după aceea trebuie să-ți organizezi expoziția. Faci un vernisaj, afișe, invitații, asta tot ce am spus până acum înseamnă bani. Ei, el, creatorul, după ce și-a băgat bani în toate astea, de unde să mai scoată încă bani? Sponsori nu. Sponsori nu sunt pentru că nu există finanțare. Deci el nu este interesat, sponsorul, să facă. Pentru el nu este un geșeft. Pentru că el trebuie să câștige. Cel care... Absolut. El trebuie să câștige. Iar o imagine a unei firme pe o lucrare de artă deja o strică. Nu poate așa ceva. Eventual un banner la intrare. Dar cumpărători sunt pentru lucrările de acest gen? Piață este în afara expoziției. Să știți că eu am văzut foarte multe pensiuni. Am umblat, oricum m-am dus văzând și lucrând cu arta plastică, am văzut, sunt foarte multe pensiuni care au achiziționat lucrări. Dar în domeniul ăsta funcționează ca și în comerț o sintagmă. Legea, deci un parteneriat. Legea cererii și a ofertei. Dacă eu nu am ofertă, el nu poate să-mi ceară. Eu trebuie să am mai întâi o ofertă. Lucrați pe stoc, cum s-ar spune. Așa e orice artist. Ce să facem? Rar sunt cei care primesc. Eu trebuie să am o ofertă. Uite, acum, de exemplu, am făcut un material cu Transilvania, sunt peste 200 de lucrări și sunt puține. Apropo, câte lucrări aveți în total? Câteva. Pe stoc, nedate. Eu vând ieftin. Eu am o deviză americano-evreiască care îmi place foarte mult și pe care o recomand. Lucrează mult și vinde ieftin. Este simplu. Dar nu vă e frică de faptul că la un moment dat lucrările dumneavoastră pe care le-ați dat ieftin, pentru că până la urmă asta e condiția artistului, dă ieftin să supraviețuiască, vor fi mult mai scumpe?
Da, sunt onorat dacă vor fi mulți scumpe. Cât pierd eu la... Știți cum zice evreu? Evreu zice așa, cât pierd eu la afacerea asta ca să nu dau faliment? Păi da, pe mine, băi, eu trăiesc astăzi, domnul Giurgea. Eu trebuie să-mi iau un pulover, să-mi iau o mâncare, să trăiesc. Eu, pe mine nu mă interesează ceva. Posteritatea este altceva. Eu nu sunt, eu nu vând numele, nu fac din asta un să vă spun eu dumneavoastră, un act așa de mai deosebit. Eu sunt ca și toți ceilalți un simplu muritor care face ceva pentru oameni. Sunt cazuri în care eu dau lucrările pe gratis. Sunt oameni care văd că îl iubesc lucrarea și eu dau, domne, poftim, te rog frumos, iau acasă și du-o. Dacă îmi pot permite și mie se... Am vândut două, trei lucrări, îmi pot permite să mai dau una cadou. Nu fac din asta, deci eu n-am făcut afaceri, să știți. Cu toate că am pe domeniu, am un PFA care este pe domeniul ăsta, sunt cazuri când vine cineva și zice, domnule, îmi trebuie 5 lucrări, dar fă-mi o factură. Și atunci trebuie să-i fac o factură, că el are firmă și vrea să se deconteze. Câte spuneați că ați făcut? De atunci, din copilărie până acum, sau doar poveste. Pe care le considerați simplă. Bune? Pablo Picasso a făcut în total, per total, 6.000 de lucrări. În toată viața lui. Să știți că eu l-am depășit pe Pablo Picasso de mult. Bine, el la a număr. Făcut pe bani, el a făcut pe bani serioși. Eu am făcut pe mărunțiș. Dar și la el, acum se vând mai bine? Păi ca să vă dați seama ce se întâmplă. Uite, că era vorba la început despre istoria în lemn. Anul ăsta, doi preoți pe care eu îi respect au venit la mine și au spus, zice, domnul Horea, eu le făcusem o donație. Deci am donat 60 de lucrări la Biserica Greco-Catolică și la Biserica Ortodoxă. Iconografie? Nu. Nu? Nu. Biserici. Am avut un serial de biserici mici și am spus, zic, astea merită să le dau pentru că am avut 30 de ani de activitate expozițională, am fost sănătos și am spus, uite, Dumnezeu m-a ținut sănătos, pot să merg mai departe, am aceste lucrări, trebuie să le dau. Așa am avut eu o chemare interioară, un imbold. Și am chemat acești doi preoți, era vorba de la greco-catolici, l-am chemat pe părintele Flavius Mieț de la Biserica Sfântul Nicolae din fostul Panov, care acum este cardinal Iuliu Hosu, și pe părintele Mihai Pop de la Catedrala Mică, Biserica Vizavi de Grant. Și le-am dat aceste lucrări, oamenii au fost încântați și eu am fost foarte bucuros că am făcut momentul respectiv și a trecut o perioadă scurtă. N-ați făcut-o cu tam-tam, vă întrerup. Nu, e ciudat. Nu, am făcut-o cu sunt oameni care fac lucruri. Era prezent Nicolae Băciuț, care se ocupă de patrimoniu, am făcut acolo o mică chermeză, am băut un par de vin și asta a fost tot. După un timp, asta a dat, deci cum să spun, dar din dar se face rai. Uh-huh. S-a întâmplat în felul următor. Părintele Flavius Mihaiț a spus, zice, Horea, nu faci pentru spațiul ăsta de aici. Eu în 93 am expus, a fost prima expoziție, acum iarăși e laudă, am expus pentru prima dată în sala de oglinzi. Până atunci în sala de oglinzi nu s-au făcut expoziții de artă plastică. Și a venit un preot mare, un prea fericit, în Târgu Mureș și au spus atunci cei care răspundeau de palat, mă, haideți să facem ceva ca să fie ceva deosebit. Și le-am tras o expoziție cu bisericile de lemn, pe care le aveam eu în stoc, până înainte de 90 nu se putea decât, așa, foarte rar. Și le aveam în stoc și peretele era gol și au spus, ce nu faci aici bisericile la nivel mai mare. Bineînțeles că am căzut la pace, rame, hârtie, tot, și au achiziționat 60 de lucrări. Părintele Mihai Pop anul ăsta, în primăvară, a venit și a spus, Horea, vreau și eu la altar, lângă altar, serialul ăsta de biserici. Și bineînțeles că n-am putut să refuz. Eu, pentru mine este o onoare ca lucrările mele să fie expuse într-un loc public. Asta este pentru orice creator, este, un, ca să spun așa, un fel de bonus. Absolut. Și asta e clar. Și am selectat, pentru că a trebuit să selectez. În total, ca să vă informez, că aici vreau să spun neapărat o chestiune, că asta este important să se știe. Se tot vorbește de faptul că sunt atâtea biserici în România și nu sunt spitale și, domnule, pe asta se bate monedă puternică. Eu nu vreau să fac din asta o propagandă pentru preoți, dar
pentru informații că sunteți Știi TV. Ideea este în felul următor. Eu m-am documentat. Și discuția este așa. La bisericile de lemn, care sunt monumente istorice, apare un inventar. Aici sunt 208 biserici de lemn și mănăstiri care au existat în județul Mureș. 208. Din astea 208, dispărute sunt 148 și au mai rămas 60. Acum nu mai sunt 60. E o temă pe care fosta mea colegă, Dumnezeu să ierte, Sorina Bota, a atins-o când era jurnalist și avea și ea o întrebare. Cine se face vinovat de asta? Deci aici eu nu caut vina. Deci trebuie să ne asumăm și o vină, știți? Eu am prezentat această chestiune în forma bună, că mai există. Și le salvați și dumneavoastră. Eu văd partea grafică plină a paharului. Eu arăt asta să sensibilizez oamenii, să-și dea seama, pentru că Biserica de Lemn este, ca să spun așa, talpa bisericii de piatră. Pe această biserică de lemn s-a construit biserica de piatră. Da, aveți aceeași filozofie ca și cu lucrările. Da. Dați ca să fie, decât să nu... Gândiți-vă că... Să nu ajungă la public, așa și cu bisericile. Bine că mai sunt 60, da, dar să avem grijă să nu le distrugă și deja, pe astea cineva. Deja nu mai sunt 60. Deci, lemnul este un material foarte fin, un material bun, cald. Din cauza asta și-a făcut țăranul casă de lemn. Absolut. Pentru că casa de lemn este ușoară, este caldă și totodată și trainică. Dar dacă nu o îngrijești și nu ai grijă de lemn, lemnul se distruge. Pentru că asta e soarta lui. Și trebuie refăcut, renoit și așa mai departe. Aici, deci, de-aia am insistat asupra acestei chestiuni. Pentru că, cum să vă spun... Seva este la Biserica de Lemn. Dar nu aveți client, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, exclusiv sau prioritar biserica? Am. Și revin cu o întrebare, nu mi-ați răspuns la ea. Cum vă alegeți subiectele? Cum hotărâți astăzi voi lucra un serial, un an sau o jumătate de an, cât îmi ia biserici? Sau din oraș, ce părți ale orașului vi le alegeți și doar Târgu Mureșul e în ținta dumneavoastră? Nu, eu sunt un ardelean jet-be-jet care am așa un sentiment total față de spațiul în care trăiesc. Iubesc în totalitate Transilvania pentru că am vizitat-o, am văzut monumente, am văzut ceea ce are valoros, am fost în lumea occidentală, am văzut cum își fac publicitate, am fost de vreo 7-8 ori în Grecia. Am văzut ce se întâmplă cu un bolovan în Grecia, dacă acolo... Mă rog, nu suntem mai prejos decât ei, dar nu știm să ne vindem. Distanța e mare. Trebuie scos în evidență. Aici e chestiunea. Deci noi, bine, că toată lumea zice că e infrastructura, este adevărat. Am vorbit cu oameni care au spus, zice, domne, mi-a plăcut, este extraordinar, dar nu mai vin. Păi cum? Păi pe drumul ăsta mor gata să distrug mașina. Și așa mai departe. Aici sunt probleme care... Astea sunt alte lucruri. Ceea ce vă spun acum, că trebuie să dau răspunsul, că de unde mi-aleg subiectele. De exemplu, în urmă cu un an, și v-am spus că anul trecut am făcut o expoziție Mihai Eminescu la Cluj, și în discuția cu directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, am spus, zice, Horea, fă-mi o expoziție cu bisericile de lemn de aici, din zona. Deci zona Cluj, Sălaj, Maramureș, Oradea, deci asta de aici. Și atunci m-am gândit, zic, măi, dar nu se fac numai alea. Trebuie să fac și astea de la noi. Și alea. Și atunci trebuie să extind paleta. Pentru că dacă fac alea de acolo, după aceea o să spună un prieten sau un cunoscut, mă, dar ai făcut alea, de ce nu faci și pe astea? Cât timp vă iau asemenea lucrare? Depinde de complexitate. Individuală, cum e, să spunem, Biserica de Lemn, și după aceea, prin extrapolare, pentru serial, cum spuneți dumneavoastră. Cât timp lucrați la un serial? Timpul este egal la fiecare lucrare, dacă e aceeași complexitate. Dar depinde de dimensiune, de ce prezinți. Cam două zile jumate se,
se lucrează. Și respectați fiecare detaliu al clădirii, al peisajului. De exemplu, am făcut tabără de creație în Sighișoara, am făcut prima expoziție în aer liber în Sighișoara în 87. Toată lumea a spus că Horea e un pic firma Sony. Da, mă rog, asta a fost o chestie care mie mi-a plăcut. Și am prezentat, m-am dus în aer liber, am scos panou, mi-am făcut panouri, mi-am dus expoziții, tot așa, un material cu mărunțișuri. Atunci era directoare doamna Adriana Antichi și am primit aprobările de rigoare, am făcut expoziția. Toată lumea a spus, au venit ăștia de la Târgu Mureș și ai mei prieteni, ce bă, să vedem ce-o mai inventat ăsta Horea, că tot face tot fel de chestii. Și expoziția a fost foarte bine primită. Oamenii au spus, uite, domne, ce treabă interesantă. A durat vreo 2 ani, în fiecare vară m-am dus și după aceea au început festivalurile. Și au dat seama că asta este o sursă de venit, o sursă de promovare a cetății, de publicitate și așa mai departe. Și asta s-a perpetuat și a devenit tradiție. Târgu Mureșul același lucru poate să-l facă la ora actuală, revin la cetate. Da. Pentru că eu ca și... Credeți în ideea de Leda Cartagina. Deci eu același lucru îl spun. Deoarece nu se poate în perimetru zero, care este o zonă comercială și este altceva, trebuie făcut un perimetru care să fie pentru plastică și pentru artă. Că aici mi-am spus și la cei de la Filarmonică, veniți să mai faceți un quartet, viola da gamba cu un pic de cutare când este... Dar cu un program clar să știe lumea cum vă vede, când vă găsește. Să se facă ceva care funcționează. Și cum, care este... cum o să se înțeleagă artiștii plastici, domnule Pură? Greu. Pentru că știți că pe lângă faptul că fiecare îmbraz la lui are probleme, la noi avem și disput, și nu numai la noi, disputele acestea între profesioniști și amatori. Există orgolii. Eu înțeleg fenomenul. Profesioniștii doresc să fie separați de această chestiune. Așa va fi. Așa va fi. Uitați, dar în cetate ar trebui să-și aibă locul până la urmă toți. Da, și în cetate vor avea loc toți. Eu care merg să vizitez, pot să aleg între dumneavoastră sau cel de lângă. Dacă eu mă voi ocupa de această chestiune, am să fac în așa fel încât să se poată. Uitați, la ora actuală, de exemplu, vă dau un exemplu concret. Giormoti, care este unul dintre sculptorii buni ai orașului Târgu Mureș, care are lucrări de calitate, Bronzetto, are niște chestii foarte, foarte cu mult cap, Skepsis. Și omul are o sală unde expune. După aceea este doamna Amana Bucur, care are ceramică. Sunt și are... profesioniști, amândoi. Da, dânsii au spațiu așa. Domnul, v-am spus de domnul veteran, de domnul Chedei, da? Dânsul are atelierul, dacă dânsul dorește, îi facem o expoziție numai spațiu Chedei. Și atunci, eu dacă vreau să văd pe Chedei, mă duc la Chedei. Dacă vreau să văd artă meșteșugărească sau artizanat, vom face un spațiu pentru asta și atunci vom face în așa fel încât să nu se intersecteze. Că asta este chestiunea. Eu înțeleg. Eu mă scald în mai multe ape. Eu am avut statut de artist plastic amator ani de zile și mi s-a aruncat că ești cu tare. Nicio problemă. Eu vin cu oferta, să vină cineva cu o contraofertă. Absolut. Cum a spus poetul. Să vină unul să cânte mai bine decât mine. Atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Da? Alexandrii. Ați expus în țară vreo 100 de expoziții. Da, peste 100 de expoziții, da. Și 12 în străinătate. M-ar interesa cele de afară, pentru că ați dus în afară imagini din România, imagini din Transilvania. Da, cu asta m-am dus. Cum au primit străinii lucrările dumneavoastră? Pentru că, insist, dacă nu este atent omul care se uită la noi și nu e filmat dintr-un unghi bun, spune e o fotografie. Da. Eu vă spun în câteva cuvinte. Vă rog. S-au cumpărat. A venit un galerist, de exemplu, am fost la Città di Castello, am făcut o expoziție, am vrut să o prezint la galerie, ăla s-a înfuriat că nu ne-am înțeles la preț, că el era... El mi-a spus un preț la început pentru galerie, după aceea a plusat, ca italienii, că e comerciat. Și a venit un alt personaj, tot din Braslă, și a cumpărat tot. Deci, cum să spun, lucrările pe care le-am dus cu mine, nu le-am mai dus acasă. O singură dată mi s-a întâmplat la Șolgotorian, în Ungaria,
am avut o expoziție cu grupul plastic Mimesis. Asta a fost un grup plastic la care, de la fabrica de zahăr, la care eu am... De la Zamor. Da, da, da. Eu am și fost control de calitate vreo 6 ani la fabrică. Eu sunt preparator de băutură coritoare, dacă vreți să știți. Ați băut bine în tinerețe. Da. Ăla eu l-am făcut. Poate ar trebui să avem o discuție și pe tema asta. Ăla eu l-am făcut, să știți. Din 68 până în 80. Și rețeta cine o are? Rețeta o știu eu din cap. Dacă doriți, vă spun. Nu e o problemă. E greu de făcut continuitate cu rețeta asta. De ce? Pentru că... Uitați că ajungem la băutură răcoritoare, da, dar de ce? Pentru că e naturală. Și tot ce e natural e greu de realizat. E o altă poveste. Another gâscă, another traistă. Poate odată o să veni să vorbim și despre asta. Ar fi bine. Unde au fost cel mai bine primite lucrările dumneavoastră în afară? Spuneați de Ungaria, dar unde le mai pot găsi oamenii dacă... În colecții particulare, nu știu. Nu știți unde? Nu știu. Am avut inclusiv din Portugalia, din Brazilia, au venit niște domni și mi-au luat. La Viena, de exemplu, am avut o expoziție la Casa Culturii Române din Viena. Eram în tenis și într-o bluză și niște Adidas sau pantaloni de ăștia răpănoși. Puneam expoziția și era cu mine un tip care, nu vreau să mai povestesc despre asta, care m-a întrebat, a venit doi bărboși la mine, zice că a început să discute în germană, mi-a spus speak English, în engleză n-am putut, în franceză n-am putut, italiană n-am putut, i-am luat pe ungurește, acum două, trei cuvinte ungurește știam. Și atunci am rămas la o discuție că ei vor să cumpere câteva tablouri și de la cine? Și a spus, domnule, managerul este aici, era la ținută, tot eu eram așa mai pârlit. Am spus, artistul va fi mâine, la ora 18, la vernisaj. Acum artistul nu poate să... Și a cumpărat aproape un sfert din expoziție oamenii. A doua zi, când au venit la vernisaj și au văzut că m-am schimbat, mi-am pus și eu, m-am aranjat un pic. A fost foarte distractiv, au înțeles poanta, nu au fost problemă și am mai cumpărat câteva lucruri. Deci, cum să vă spun, eu sunt onorat, că v-am spus de la începutul emisiunii, eu sunt onorat că lucrările mele au ajuns la oameni care țin la ele. Asta este cea mai mare onoare pentru un om care creează ceva. Ca obiectul pe care îl face să fie iubit. Asta este regula. Ce proiecte aveți pentru sfârșitul acesta de an? Unde veți expune și, bineînțeles, când nu ne vom vedea în lunile următoare aici, în platou, vreau să-mi spuneți ce proiecte are graficianul Horia Remus Epure pe termen mediu și lung? E simplu. Pentru că suntem la final de emisiune. Da, eu sunt pensionar de 2 luni. Și asta îmi dă un alt statut. Nu știu cum să vă spun. Pensie creativă? Pensie liniștită? Da, nu. Că eu, sau multă inspirație? Nu, eu voi fi un pensionar agitat. Sper. Cât timp va ține sănătatea cu mine și mă mai duc mai departe, eu voi lucra în continuare. La sfârșitul anului doresc cu cei care conduc Cetatea Medievală din Târgu Mureș să prezentăm un spațiu cu adevărat dedicat artelor, în care vă invit cu drag să veniți, să filmați, să vedeți ce pregătim. Acum, în luna din 15 noiembrie, începem să punem succesiv expoziții pe simeze. În funcție de, cum v-am spus, de creatori, de pretenții, ca să fie toată lumea mulțumită. Deci vor fi expoziții permanente? Sperăm că permanente. Deci asta este o chestiune care va hotărâ conducerea cetății. Bun, eu le stau la dispoziție. Asta e partea organizatorică exact. Graficianului. Partea organizatorică. Dar graficianul, el, deci eu voi ce prezenta un serial, la sfârșitul anului vă invit cu drag, un serial care înseamnă o interpretare grafică a celor 10 porunci într-o variantă modernă și fascinația oului. Per total sunt 17 lucrări. Astea vor fi prezentate într-un salon separat. Acum, trebuie să spun că în ceea ce privește fascinația oului, cred că sunt printre puținii cărora le-ați arătat în cetate trei lucrări. Da, am arătat câteva lucrări. Trei lucrări, da. Și sunt magnifice. Este muncă de ani de zile, gândită, este o reprezentare simbolică a unor elemente cheie din gândirea umană creștină. Deci aici este o chestiune care
cere un pic de pregătire pentru cei care privesc. Aici e compoziție, e imaginație, nu mai e redarea unor asta este altceva. Peisaje da, din, este altceva. Sau clădiri. Da, este altceva. De unde vine inspirația în cazul lor? Cum să vă spun, eu am făcut, de exemplu, o ilustrație a romanului Adam și Eva de Liviu Rebreanu, când a fost centenar Rebreanu. Și am prezentat-o la Bistrița. Atunci m-a fascinat ideea că expoziția a lăsat urme. Medicii, colegiul medicilor de acolo au vrut să-mi o cumpere. Mi-au oferit o dacie pentru acel serial de 7 lucrări. Lucrări? Da. O dacie. Și am zis, uite mă, ce bine, ce frumos. Și nu le-am dat. Le-a dat la fiică mea și le ține pe dulap acolo, nu știu unde le pune. Dar nu despre asta e vorba. Deci că am făcut ceva care mi-a dat... E ciudat. Dați pe gratis da. Și când ați primit o recompensă atât de mare, ați preferat să nu dați. Nu, că am spus că... Nu, dar am promis, am spus la fete, am 2 fete și am spus, astea sunt ale voastre și astea sunt gata, nu mai facem afaceri cu asta. Deci nu... Revin, inspirația în cazurile acestea și la cele 10 deci, porunci. Da, deci cum să spun, mai întâi trebuie să citești, să studiezi, să vezi ce se întâmplă și ideile vin, se construiesc pe parcurs. De exemplu, la cele 10, la Decalog, aceste 10 porunci, am gândit 2 ani expoziția, adică serialul. L-am gândit 2 ani, l-am tot schițat, asta va intra, asta nu va intra și așa mai departe. Deci așa se procedează. În domeniul ăsta, așa fac eu ca să fie... inteligibilă lucrarea. Deci eu, atunci este performanță la un om, la un creator, când creierul dictează și mâna execută. Și execută ceea ce creierul dorește. Deci nu se lucrează la nimereală. Arta abstractă, care este făcută așa de elefanți și de maimuțe, aia este o chestiune foarte simpatică, pentru că scoate în evidență un anumit nivel de inteligență al animalului. La om, arta abstractă este ca și muzica simfonică, trebuie să o înțelegi foarte, foarte bine. Acolo deja se cere ceva în plus. E simplu, dar totuși complicat. E frumos. Da. E frumos. Simplu întotdeauna e frumos. Da. Astea sunt până la sfârșitul deci anului. Deci asta la sfârșitul anului. Bun. Anul viitor voi construi pe oferta orașului. Dacă cei care conduc, revin la cetate, dacă cei care conduc cetatea au un plan și doresc să facă, atunci pe acest plan voi construi punct cu punct ca să facem ceva frumos. Pentru mine, ca persoană, acum pregătesc un serial iconografic, am făcut rost de foiță de aur de calitate și fac un fel de iconografie grafică. Clasică, totodată, un neobizantinism. Și să știți că place, pentru că sunt lucrări mici, se pot pune în spații. În general, intelectualii nu au loc în casă. Trăim în cuiburi. Da. Nu? N-au loc în casă. Și atunci trebuie să te acomodezi. Acum să nu se supere cei care au case mari, că n-ar fi intelectual. Aia e altă poveste. Aia e altă poveste. Cum am mai spus Adina, un adă gâscă, n-adă traistă. Deci asta este altă poveste. Cu casele care se fac pe dealuri și așa mai departe. Aia e întoarcerea la rădăcini, știți? Deci oamenii care au pornit de jos, că acum m-ați provocat, care au pornit de jos și au fost necăjiți, își doresc o casă mare în care să fie așa, așa, așa. Și ei doresc ca copiii lor să fie cu ei și să facă așa un fel de kibbutz ca la evrei. Nu se poate. Pentru că copiii vor crește, ei se duc, au viața lor și atunci vor rămâne 2 bătrâni într-un căsoi. Sunt foarte multe case, eu m-am uitat acum la asta, foarte multe case de vânzare, de astea mari. Pentru că ce să faci? Copii, 6, nu poți ține cu forța lângă tine. Nu poți. Lumea e în schimbare, e dinamică. Da, e dinamică, dar ei se uită mai mult în partea de vest. Așa este, da. Se uită în partea de vest. Acolo sunt banii, acolo sunt performanțele. De aceea trebuie aici să se ofere ceva. Dintr-o anumită perspectivă, acolo e și respectul. Da. Față de cetățean. Există. O ultimă întrebare, pentru că ați vorbit de foița de aur. Da. Și vreau să-mi spuneți, găsiți greu materialele de care aveți nevoie? La comandă. În țară sau în străinătate? Există și în țară, dar eu lucrez cu materiale bune. Hârtia, de exemplu, hârtia este italiană.
are o compoziție care are, în care există plumb. Nu se valorează. Contează foarte mult, pentru că dacă pui o lucrare pe un perete, peretele este umed sau se creează condensul, lucrarea se valorează, își pierde din farmec. Și asta e valabil și la pânză și în general. Deci, trebuie, ca să faci calitate, trebuie să lucrezi cu calitate. Deci nu e așa simplu să fii artist și să fii... E bine să fii artist. Să fii visător e bine. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu tot drag. Mulțumesc tare mult pentru că ați adus să le arătăm. Să dea Dumnezeu să ne vedem la sfârșitul anului, la nașterea Domnului, cu drag, să vă aștept în cetate, veți vedea lucruri frumoase. Acum le pregătim. Mulțumesc de invitație și cred că sunt în asentimentul telespectatorilor, care sper să fie. Să fie alături de artiști, pentru că fără public, artistul... E un deziderat. Moare. Da. Nu? Ca artist. E un deziderat. Mulțumesc tare mult. Stimați spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care cred că ne-ați urmărit. Așadar, avem în cetate artiști, avem în cetate actori, avem creatori. În cetate trebuie să-i susținem. Și dumneavoastră sunteți invitații lor. Ne revedem miercuri. Până atunci, numai bine.